Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii E vremea ta. Sunt Cristina Soare și astăzi, la nivel global, maxima a fost de plus 52 de grade în Brazilia, iar minima de minus 74,7 grade în Antarctica. Rămâneți alături de noi în următoarele 15 minute. Avem cele mai noi știri de pe glob. Vă spunem cum a devenit luna iulie din acest an cea mai călduroasă din istoria omenirii. Vom vedea ultimele detalii despre călătoria spațială pe care o pregătește miliardarul Elon Musk. Vom răsfăi dicționarul meteo și, nu în ultimul rând, vom afla cum va fi vremea în zilele următoare. Eforturile de căutare și salvare a supraviețuitorilor după cutremurul de 7,2 grade care a lovit în weekend statul insular Haiti au continuat pe timpul nopții. Bilanțul provizoriu anunțat de autorități este de peste 300 de morți. Puternicul seism a dărâmat sute de case în această țară care încă nu și revenise complet după un alt cutremur major produs în urmă cu 11 ani. Criza economică și socială prin care trece Haiti era deja exacerbată și de asasinarea șefului de stat în urma unui atentat produs la 7 iulie. Cele mai multe pagube s-au produs în zona de sud-vest a insulei, în special în regiunea orașului Lecaie. Autoritățile haitiene au anunțat sâmbătă seară că s-au înregistrat cel puțin 304 morți și peste 1800 de răniți. Pompierii eleni au identificat 53 de noi incendii de vegetație în weekend, însă niciunul dintre focare nu era scăpat de sub control până ieri la prânz. Asta înseamnă că situația s-a îmbunătățit substanțial față de ultimele două săptămâni. Unele echipe de pompieri care au venit în Grecia din alte țări europene pentru a ajuta la oprirea incendiilor se întorc în țările lor. Echipa de pompieri români a plecat ieri spre țara noastră. Pompierii germani au rămas însă pentru a lupta cu flăcările în vestul Peloponezului, regiune ținută sub observație strictă din cauza apariției unor noi focare de mică amploare, ce însă trebuie stinse imediat. Incendiile de vegetație continuă să se extindă în Siberia. Agenția Federală Rusă pentru Protecția Pădurilor a anunțat că au fost identificate 252 de incendii pe o arie totală de 4,4 milioane de hectare. Peste 8.000 de pompieri și voluntari participă la acțiunile de stingere a incendiilor, susținuți de 14 avioane cisternă. Situația este deosebit de gravă în estul Siberiei, unde o arie de 4,2 milioane de hectare continuă să ardă. Recent, numărul echipelor de pompieri care intervin în regiune a fost sporit la ordinul președintelui Vladimir Putin. Conform autorităților din Iacuția, ieri se luptau cu incendiile 4.900 de pompieri și voluntari. Valul de căldură caniculară care a lovit Spania a dus la depășirea recordului absolut de temperatură înregistrat în această țară de la începutul măsurătorilor meteorologice. Ieri s-au înregistrat 47,4 grade în provincia Cordoba. Este vorba de cea mai ridicată temperatură înregistrată în Spania. Recordul precedent a fost înregistrat la 13 iulie 2017 în aceeași regiune. La puțin timp după înregistrarea noului record de temperatură, pe aeroportul din Cordoba a fost înregistrată valoarea de plus 46,9 grade. Bilanțul inundațiilor din nordul Turciei a crescut la 58 de morți, iar numeroase persoane sunt date încă dispărute. Ploile puternice din ultimele zile au provocat cele mai mari inundații din ultimii ani pe coasta turcă a Mării Negre. Case întregi au fost luate de viituri și unele poduri s-au prăbușit, conform imaginilor din zona calamitată. Peste 2000 de persoane au fost evacuate în provinciile Kastamonu, Sinop și Bartin. Să revenim însă la vremea din țara noastră. Iată că am început săptămâna cu noi atenționări din partea meteorologilor. Am avut parte de o zi fierbinte, codul galben și mai ales codul portocaliu ne-a făcut să resimțim în această după-amiază valori de până la 41 de grade Celsius. În aceste condiții, disconfortul termic a fost accentuat, iar indicele temperatură umezeală a depășit pragul critic de 80 de unități. Iar până în această seară, la ora 22, în nord-estul țării, mai exact în Maramureș, în zona Carpaților Orientali, iată și prin jumătatea de nord a Moldovei, vor mai fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. În urma ploilor torențiale, se pot strânge până la 40 de litri pe metru pătrat. Ei bine, mâine avem în vigoare un nou cod galben de caniculă, de această dată pentru sudul, pentru estul țării, dar parțial și prin centru.
În aceste condiții, meteorologii anunță temperaturi între 34 și 37 de grade Celsius, însă codul portocaliu de caniculă din județele Dolj, Olt, Teleorman și Gorj anunță din nou temperaturi de până la 40 de grade. Vorbim despre caniculă, așa cum vă spuneam, în sud, în est și parțial în centru, dar și despre un cod de instabilitate atmosferică accentuată, începând tot de mâine de la ora 10, în vest, în nord, apoi și în centru, dar și prin nordul Munteniei și al Olteniei. Așadar, vor fi perioade cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice, vijelii, vântul va atinge la rafală și viteză de 60-70 de km pe oră și va fi grindină. Codul galben anunță totodată cantități importante de apă, de până la 60 de litri de apă pe metru pătrat. Haideți să vedem în detaliu câteva temperaturi și fenomene de mâine din marile orașe ale țării noastre. Mâine dimineață vom avea 15 grade doar în Brașov, la amiază, așa cum vă spuneam, valori de până la 38, posibil chiar 40 de grade, dar și multă instabilitate la început în vest, apoi și în rest. Cu detalii vă aștept peste câteva minute. Luna iulie 2021 a fost luna cea mai caldă înregistrată vreodată pe Terra, a anunțat Agenția Națională Oceanică și Atmosferică din Statele Unite ale Americii, subliniind rolul schimbării climatice în acest nou record. Aici, primul loc este cel mai rău, a declarat într-un comunicat șeful agenției Eric Spearad. Luna iulie este în general luna cea mai caldă a anului, dar luna iulie 2021 s-a autodepășit, devenind luna iulie și în general luna cea mai caldă înregistrată vreodată. Acest nou record se adaugă traiectoriei îngrijorătoare și deranjante pe care schimbarea climatică a plasat globul, a adăugat el. Temperatura globală la suprafața planetei a fost mai ridicată cu 0,01 grade Celsius față de precedenta lună iulie cea mai caldă, în 2016, la egalitate cu lunile iulie din 2019 și 2020. Înregistrările privind temperaturile au început în urmă cu 142 de ani, a precizat agenția. Serviciul European Copernicus, privind schimbarea climatică, a estimat la rândul său săptămâna trecută că luna iulie 2021 a fost a treia cea mai caldă lună iulie înregistrată pe Terra. Este însă un lucru frecvent ca raportările diverselor agenții să prezinte mici diferențe în datele lor. Acum a sosit momentul să aflăm detalii despre vreme. La noapte, cerul va fi variabil, cu totul izolat, în nord-est și în nord-vest vor fi averse însoțite de tunete și fulgere. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 22 de grade, mai ridicate în dealurile de vest spre 27 de grade. Mâine, vremea se menține caniculară în sud, în est și parțial prin centru, însă din orele amiezii instabilitatea atmosferică se va accentua la început în vest, apoi în nord și în centru. Tot în regiunile din interiorul Arcului Carpatic, temperaturile încep să scadă. Așadar, maximele vor fi cuprinse între 26 și 38, posibil 40 de grade în lunca Dunării. În București urmează o noapte liniștită, iar spre dimineață în termometre vom avea 19 grade. Mâine, o nouă zi caniculară, disconfort termic ridicat, 37 de grade. Presiunea atmosferică are o valoare de 755 mm coloană de mercur și va fi ușor variabilă. Poi mâine scade temperatura, vremea se schimbă, mai ales miercuri noapte sunt anunțate ploi zdravene în capitală. Mergem mai departe și aflăm că la munte, pe parcursul zilei de mâine, apar schimbări în prognoză, începând din orele amiezii. Ploile zgomotoase de vară își vor face apariția la început în vest, adică în zona Carpaților Occidentali, apoi și în masivele nordice și în cele estice. Se pot strânge cantități importante de până la 60 de litri de apă pe metru pătrat, iar vântul va sufla tare. O să vorbim despre vijelii, dar și grindină. Cea mai ridicată valoare va fi în Poiana Brașov și în Predeal, 29 de grade. La mare se anunță o zi frumoasă, liniștită, bună de plajă, în aer vor fi până la 29 de grade, apa mării va fi caldă. La nivelul întregii țări, ziua de poi mâine aduce schimbări notabile, vremea va deveni răcoroasă. În vest, în nord și în centru, iată, vor fi temperaturi cu 10 grade mai mici decât mâine. În sud și în sud-est, temperaturile încă tind spre 33 de grade Celsius, însă instabilitatea atmosferică va fi prezentă îndeosebi în sud, în est și în centru. Am ajuns acum și la rubrica Meteo Dicționar. Astăzi vă spunem ce este curentul ascendent. Curenți de aer care se deplasează din straturile inferioare spre cele superioare ale atmosferei, având în general o viteză redusă. Se întâlnesc mai ales în partea centrală a ciclonilor și talvegurilor, iar în cazul convecției mai rar și cu o intensitate sporită în norii orajoși.
Elon Musk, fondatorul companiei SpaceX, a anunțat că prima misiune orbitală a noului său sistem de transport spațial, Starship, va fi gata de lansare în următoarele săptămâni. Astfel, compania SpaceX face încă un pas spre obiectivul călătorilor orbitale și apoi interplanetare. În luna mai, SpaceX a reușit o aterizare în condiții perfecte a unui prototip al rachetei Starship SN15, un vector reutilizabil cu capacitate mare de transport, ce a fost conceput pentru a transporta astronauți și echipamente spre Lună și Marte. Aterizarea acestui prototip s-a produs după ce alte patru încercări anterioare s-au încheiat cu explozii. Prima misiune orbitală pentru Starship ar trebui să fie gata de lansare în câteva săptămâni, după ce vom primi aprobarea agențiilor de reglementare, a postat Elon Musk pe contul său de Twitter. Racheta Starship, noua generație de vector de lansare produsă de SpaceX, are 120 de metri lungime. SpaceX și-a propus să scadă prețul transportului de oameni și echipamente în spațiu și să transforme această activitate într-o rutină. Elon Musk a anunțat că intenționează să-l trimită pe miliardarul japonez Yusaku Maezawa într-un zbor în jurul lunii, la bordul Starship, în cursul anului 2023. O echipă de oameni de știință a confirmat prezența amplă a microparticulelor de plastic în dieta pinguinilor din Antarctica, după un studiu efectuat pe o perioadă îndelungată. Printre alte particule de origine antropică, cercetătorii au identificat poliester și polietilenă. Studiul a fost publicat în jurnalul științific Science of the Total Environment și subliniază necesitatea cunoașterii efectelor acestor particule și de a stabili măsuri mai eficiente pentru a controla poluarea cu materiale plastice și alte particule de origine umană pe continentul Antarctic. Microparticulele de plastic sunt fragmente cu dimensiuni mai mici de 5 mm, din ce în ce mai răspândite în ecosistemele marine, o situație îngrijorătoare având în vedere persistența lor în mediul înconjurător și acumularea lor în lanțul trofic, potrivit unui comunicat emis de CSIC. Acești poluanți ajung în mări și oceane, în principal prin deșeuri și reziduuri provenite din activități antropice, a declarat Andres Barbosa, unul dintre autorii studiului. Având în vedere prezența umană redusă în regiunea Oceanului Antarctic și a Antarcticii, ar fi de așteptat un nivel redus de poluare cu microplastic. Însă, aceste particule ajung în habitate ca urmare a prezenței stațiilor de cercetare și a embarcațiunilor de pescuit și turistice, dar și a curenților marini, putând provoca o concentrație ridicată la nivel local. Obiectivul studiului a fost să analizeze prezența microparticulelor de plastic în peninsula Antarctică și în Marea Scoția din nordul acesteia, având în vedere importanța pentru mediul acestor habitate. În cadrul cercetării au fost analizate excremente de la trei specii, pinguinul Adelie, pinguinul Antarctic și pinguinul Gentoo. Conform constatărilor, dieta celor trei specii este alcătuită din proporții diferite din krill din Antarctica. Microparticulele de plastic au fost identificate în 15, 28, respectiv 29% dintre probele de la cele trei specii studiate. Frecvența apariției acestor particule a fost similară în toate coloniile studiate, ceea ce sugerează că nu există un punct de origine specific al contaminării. Și acum să aflăm cum se anunță vremea în Europa. Mâine, în peninsula Iberică, atmosfera se anunță însorită cu temperaturi domolite, astfel încât la amiază maximele vor tinde spre 33 de grade în Madrid. În țările vestice și în cele nordvestice, vreme mohorâtă și va ploua. În peninsula Italică se anunță o zi frumoasă de vară cu temperaturi ce vor tinde spre 32 de grade în Roma, în timp ce în peninsula Balcanică, deși temperaturile vor tinde spre valori caniculare, instabilitatea atmosferică va fi prezentă mai ales după amiaza în jumătatea de nord. În țările centrale, în cele nordice și în cele de răsărite ale Europei, vremea va fi schimbătoare, sunt anunțate averse, posibil însoțite de tunete și fulgere, se pot strânge local chiar cantități importante de apă. Doar 18 grade vor fi în Stockholm și în Oslo și 30 de grade în Moscova. Din Europa trecem la scară planetară și iată cum se prezintă vremea în principalele orașe ale lumii. Am ajuns și la finalul emisiunii de astăzi. Vă lăsăm cu imaginea zilei și nu uitați că ne puteți contacta și pe Facebook sau pe YouTube. Să aveți o săptămână minunată! Pe mâine!